Bun găsit tuturor la o ediție specială, un breaking news pe care vi-l oferim în această zi, pentru că este o ocazie specială. În urmă cu două zile, prin intermediul Fundației Din Dragoste pentru Oameni și cu sprijinul deputatului Florian Nicolae, a ajuns aici la Giurgiu un transport umanitar, un transport care constă în aparatură medicală, în echipamente medicale, mobilier și multe alte materiale care sunt necesare unei unități spitalicești sau unei unități medicale. Alături de mine sunt și artizanii acestei acțiuni umanitare. Trei dintre ei vin de departe, au venit special pentru a ajuta Fundația Din Dragoste pentru Oameni și unitățile medicale din Giurgiu. Este vorba de domnul Matias Schuber, doamna Corina Schuber, soția dumnealui, și doamna Marlene Desmet. La fel, alături de mine, alături de noi, Mihaela Laur, cea pe care o cunoașteți și deja, președinta Fundației Din Dragoste pentru Oameni. Bine ați venit, welcome to TV Giurgiu. Bine v-am găsit! Am să rog pe domnul Schuber, fiindcă este singurul invitat bărbat din această ediție specială, deși ar fi trebuit să încep cu doamnele, dar fiind singur bărbat, zic să-i acordăm prioritate. Am să rog să ne spună și cu bunăvoința doamnei Schuber, care va fi traducătorul nostru în această ediție specială, care a fost prima sa experiență legată de o acțiune umanitară în România? Well, it was first experience legat from Romania in Germany. Toen ik in Roemenië kwam, heb ik op een gegeven moment Mihaela ontmoet en wij hebben samen de fundatie opgezet, gesticht. Când am venit prima oară în România, am deschis această fundație cu doamna Mihaela Laura, aici prezentă, pentru a ajuta oamenii. En in dit verband hebben wij besloten om ziekenhuizen en scholen te helpen. Și au stabilit că vor să ajute spitalele și școlile. Daarom hebben wij het ziekenhuis in Giurgiu bezocht. De aceea am vizitat un spital din Giurgiu, spitalul județean, nu? Mm-hmm. Da. En ik was geschokt. Și a fost șocat. Wij hebben besloten om deze mensen te helpen. Noi am hotărât că acești oameni au nevoie de ajutor. En wij hebben een partner gevonden in drie ziekenhuizen in Nederland. Am găsit trei parteneri în spitalele din Olanda. En deze mensen hebben goede apparatuur, werkende apparatuur gegeven voor dat nu hier aangekomen is. Și acești oameni din Nederland au dat toată aparatura în bună stare pentru spitalele din România, pentru spitalul din Giurgiu. Maar wij hebben ook met deze mensen van het ziekenhuis besloten dat het een lange term relatie is. Dar am hotărât totuși acest ajutor să fie pe termen lung. Nu doar o dată și continuăm să-i ajutăm. Niet alleen apparatuur en bedden geven, ook instructie. Da, nu numai paturi și aparatură, de asemenea și instrucție. Cineva poate să vină să instruiască personalul de aici cum le folosesc, cum le repară. Wij hebben ook scholen bezocht in Giurgiu. Noi am văzut de asemenea școli în Giurgiu. Școli. En ik was weer geschokt. Și a fost încă o dată șocat. En wij hebben toen een goede partner, eigenlijk heb jij een goede partner gevonden in de school in Și de asemenea am găsit un bun partener care să ajute școlile din România în orașul Pir, în Belgia, în numele doamnei Marlene Desmet. Mm-hmm. En ja, op die manier hebben we dus zijn we nu bezig met projecten uit te voeren om die hulp werkelijk te doen plaatsvinden. Om ze werkelijk uit te voeren. Și suntem hotărâți pe termen lung să ajutăm județul Giurgiu. Ați făcut apel la, sunt sigur, la prietenii dumneavoastră din Belgia, din Olanda, la cunoștințe. Cum au reacționat în momentul în care le-ați povestit despre ceea ce se întâmplă în România și ceea ce intenționați să faceți? Categoric, prietenii mei români, de unde locuim, știu că noi avem fundația aceasta în România, în Giurgiu special, le-am povestit despre transport și am cerut ajutor. Veniți și ajutați-ne să încărcăm transport pentru România. Au fost foarte deschiși, receptivi, au venit toți, oameni cu studii superioare, majoritatea, ne-au ajutat să încărcăm transport pentru România. Și cei care fac donațiile, cine sunt?
partenerii dumneavoastră de acolo. Da, sunt prieteni și oamenii de bunăvoie. Persoane fizice și instituții, înțeleg, da, sau organizații? Da. Organizații, în special la ora asta. Au avut succes apelurile dumneavoastră? Da, foarte mare. Sunt foarte impresionați de diferența de nivel de trai. Și atunci ei vor să ajute, vor să se mobilizeze. Doamna este pentru prima oară în România și are câteva proiecte și idei noi pentru a ajuta. Am să, fiindcă tot ați deschis subiectul, am să vă rog să ne spună când s-a implicat și în ce context, cum a ajuns să se implice în proiectele dumneavoastră. Uh-huh. What was he impressed of Romania and what Rom we implicasi? Desde erste keer dat ik in Roemenië ben. Asta este prima oară când are contact cu România și vine în vizită în România. En ik vind het een heel mooi land. Ea găsește că este o țară extrem de frumoasă. De mensen zijn heel vriendelijk. Oamenii sunt extrem de prietenoși. Maar ik vind dat er veel armoede is. Dar gândesc în același timp că este și extrem de săracă. Ik heb gisteren gebabbeld met Mihaela. Da, ieri am vorbit cu doamna Mihaela. En zij vertelde mij dat ze een tijdje maaltijden verdeeld heeft voor oude mensen. Da, despre cum au ajutat în județul Giurgiu câteva familii de oameni bătrâni, neajutorați, făcându-le mâncare și ducându-le mâncare. Maar dat er nu geen geld meer was daarvoor. Dar acum, pentru că nu mai există fonduri, a trebuit să stopeze, să oprească. Și... En toen dacht ik, we zouden een project kunnen opstarten waarbij we in België en Nederland oude mensen zoeken die oude mensen van hier adopteren. Și atunci vor să înceapă un proiect în Belgia și Nederland, oamenii bătrâni din aceste două țări să ajute cu fonduri pentru mâncare, oamenii bătrâni de aici, un fel de adopție. Die mensen in België en Nederland zouden dan bijvoorbeeld 10 euro per maand kunnen geven waarmee ze dan maaltijden aan die oude mensen zouden kunnen betalen. Acești oameni bătrâni de acolo să cotizeze cu o sumă de exemplu 10 euro pe lună, care să constituie hrana oamenilor de aici bătrâni care vor să continue. Da. Ce știați despre România înainte să veniți aici și înainte să aflați de la prietenii dumneavoastră din Fundația din Dragoste pentru România? You know of Romania. Vor come in Romania. Uite, Romania aici, Dracula Land, what do you know? Chiar vreau să spun cu excepția Nadiei Comăneci și a lui Gică Hagi și a lui Dracula. Maar dat is maar een hulpmiddeltje dan, hè, die actie. Nu, este adevărat, România nu se mediatizează în afară. Eu le-am dat câteva site-uri și erau extrem de impresionați. Uitați-vă și vedeți cum arată România. Da. Așa foarte multe nu știau despre. Eu le-am făcut o imagine cât de cât. Și atunci azi să mergem, suntem extrem de impresionați, ne place și chiar asta e România, da. Am fost în vizită 3-4 zile la mare, tot la fel de impresionați, de litoral românesc, care este unic. Eu pot să vă spun că este unic în Europa. După acest transport, domnule Șobăr, ce proiect ați gândit în continuare? Ce urmează să mai faceți? O vorbit transport, what think you now? Orice proiect have you? Het ziekenhuis gaat in een nieuw gebouw. Yes. En daar komt nieuwe apparatuur. En de apparatuur die er nu is, mm-hmm. een groot gedeelte, zal hierheen komen. Da. Spitalele din Olanda își construiesc cu altă clădire. Toată aparatura care este la ora actuală, care este numai veche de 2 ani, va veni aici. Deci este vorba de aparatură de la 3 spitale din Nederland. En voor de school, da? Die gaan in september 2016 gaan die in een nieuw gebouw. La fel și școala din Pir, de unde locuim, în septembrie 2016 va avea nouă aparatură, noi mese, noi tot aparatura și cazanamentul ajunge aici la școala din Giurgiu. Videoproiectoare și tot. Mihaela, Laur, nu te-am uitat, dar e normal să acord atenție unor oaspeți veniți de la așa de mare distanță, dar așa cum spuneam, nu te-am uitat. Spune-ne dacă mai credeai că reușești să aduci și tirul acesta la Giurgiu. Nici o secundă nu am pus problema că nu voi reuși. Întotdeauna ceea ce îmi propun trebuie să reușesc, chiar dacă cu greu, dar așa cum sunt eu, tot ce este greu pe mine mă provoacă.
Important este rezultatul final și mă bucur atât de tare că am lângă mine și sunt înconjurată de oameni cu suflet și cu intențiile cele mai bune. Este foarte important pentru mine că am cunoscut-o pe doamna Marilyn, care este o doamnă deosebită în condițiile în care eu eram într-un moment de o lună de zile nu mai am posibilitatea de a ajuta bătrânii pe care eu i-am ajutat timp de 2 ani de zile cu un prânz cald. Dânsa s-a oferit să mă sprijine să ne sprijine în continuare cu strângerea de fonduri pentru a avea un buget pe câteva luni, mă rog, ca să putem să ajutăm acești oameni care mă sună aproape zilnic foarte supărați și stând cu ochii la ușă să aștepte acea mâncare, până la urmă o nimica toată, dar pentru ei înseamnă foarte mult. A trebuit să organizez totul aici la Giurgiu, în România, pentru acest transport, ca și pentru alte situații, alte proiecte pe care le-a adus la îndeplinire. A fost greu? Cum te-ai descurcat? A fost greu, dar satisfacția este pe măsură. Dacă nu era domnul Nicolae Florian, care nu mi-a fost foarte greu, dânsul m-a ajutat de fiecare dată necondiționat și ceea ce vreau să scot în evidență este că, din păcate, este cam ultima speranță mea. Eram chiar... nu știu dacă folosesc disperată prea mult, cumva, într-un impas, pentru că am încercat câteva luni să fac rost de acești bani pentru transport, pentru că dânsii ne pun la dispoziție toate aceste, dar trebuie să mă descurc de bani pentru transport. Și în momentul în care am primit telefon și mi-au spus că nu mai pot ține acele mobilierul școlar, de exemplu, nu mai pot ține acolo mai mult de câteva zile, unde să mă duc? Am fost la domnul deputat Nicolae Florian și am spus în ce situație mă aflu și bineînțeles că nu a stat deloc pe gânduri și m-a sprijinit. Pe lângă faptul că m-a ajutat cu transportul, ne-a ajutat și cu depozitarea atât a mobilierului școlar cât și a echipamentului medical. Mă bucur din suflet că și noi în România avem oameni și pentru mine este foarte important sentimentul acela de solidaritate. Pe lângă faptul că îmi place să ajut oameni și să facem lucruri, îmi doresc foarte mult să găsim cât mai mulți oameni în Giurgiu care să trezim acel spirit civic, să fim mai buni și să fim uniți, să înțelegem că dacă stăm... eu știu și dacă suntem individualiști și egoiști și ne gândim la noi și nu ne gândim la vecinul sau la prietenul, asta nu înseamnă că ne este mai bine. Mă impresionează foarte mult ce-mi povestesc din Belgia și chiar din Olanda, cum oamenii pun preț nu pe cum să facă bani, nu cum să dea în cap celui din jur, ci cum să-l ajute și cum să fie alături de oamenii care au nevoie. De exemplu, noi suntem români, suntem în Europa, e adevărat, dar în primul rând suntem oameni și nu contează că ei sunt în Belgia sau Olanda, noi suntem în România. Suntem oameni și au simțit că avem nevoie, astfel încât s-au gândit și cu tot s-au mobilizat atâția oameni și se vor mobiliza cu mult mai mulți să sprijine orașul Giurgiu, pentru că asta este intenția mea, să ajutăm și să facem cât mai multe fapte bune în Giurgiu, să fim un exemplu, poate național, îmi doresc la un moment dat. Eu sunt convinsă și întâlnesc oameni cu suflet și sunt convinsă că giurgiuvenii sunt oameni absolut deosebiți. Eu întâlnesc des discuții de genul că în Sud și mai ales în Giurgiu oamenii sunt foarte răi și mă doare foarte tare să aud asta și nu știu de ce, dar mie mi se întâmplă să am contact cu oameni și să-i simt că sunt buni. Nu știu cum să... tot timpul intru în discuții în contradictoriu cu oamenii că nu văd bine sau... dar eu așa îi simt și eu sunt convinsă că oamenii sunt buni. De exemplu, doamna Marlen e foarte impresionată de ospitalitatea giurgiuvenilor și ce suflet bun au. Cât de frumos sunt primiți și sunt în stare să le ofere orice. Poftiți, veniți, mai poftiți, absolut orice li se pune la dispoziție și sunt foarte încântați și sunt mândră de chestia asta. Mă bucur din suflet.
Dincolo asta de aceste... este specific românului, cred. Da, asta e specific românului și îmi doresc să retrezim acel sentiment, că noi suntem foarte primitori, foarte sufletiți și ospitalieri și nu vreau să dispară chestia asta. În afară de aceste impresii frumoase despre ospitalitatea românească, ce le veți spune prietenilor, cunoștințelor la care veți apela pentru a continua aceste proiecte în care v-ați implicat? Despre practic, România. Over Romania, la Comte Ruch în Belgese. Adică sau de zahe în Belgese. Nog eens dat de mensen hier heel vriendelijk zijn en heel lief zijn en ondanks het feit dat ze eigenlijk niet veel hebben, toch alles geven wat ze hebben. O să le spună cât de deosebit sunt. N-am întâlnit așa oameni ospitalieri și prietenoși. Au fost peste tot foarte bine primiți, dar în același timp o să le spună că au nevoie de ajutor financiar și că ei trebuie să facă toate eforturile să ajute oamenii din România. Și ea va face efortul să ajute oamenii din România, convingându-i că aici merită investit. În alte zone, acolo, în Belgia sau în Olanda, da, sau în alte zone ale Europei, a mai fost implicată în proiecte cu caracter umanitar? Heavy under, proiect umanitar în Anderland? Nog niet. Met de school doen wij elk jaar een humanitaire actie, maar dat is meestal in binnenland. We hebben ooit een organisatie gesteund. Avem acțiuni umanitare pentru școli, dar asta se întâmplă doar în... în Belgia, în țara de origine, deocamdată. N-a avut contact cu alte țări ca să aducă... Există și un subiect delicat pe care vreau să-l ating, oarecum, aș spune eu, delicat, sensibil, acela cum că la această oră încă nu se știe cum și unde vor fi repartizate echipamentele și aparatura. Ce impresie vă face acest lucru? Și îl întreb în primul pe domnul Șovar. Ia, văd că impresie HBA în DCU de donovă, cred că un metru medical... apparatuur. Wij zullen op een gegeven moment zullen we de apparatuur overdragen aan de ziekenhuis. En op dat moment zullen wij afstemmen met de mensen van Nederland om hier te komen, om de overdracht te doen en de mensen te leren hoe ze de apparatuur moeten gebruiken en onderhouden. Ja. Soțul meu spune că aparatura va ajunge într-un spital într-un moment, într-un spital care are nevoie într-adevăr de aparatură și discuții cel politic și alte implicații nu ne privesc. Noi vrem doar să ajutăm. Acesta este, doamna Mihaela Laur poate exact să ia decizia ce spital va primi această aparatură, cine are nevoie mai multe de această aparatură. Și anume spitalul care are nevoie de ea, evident. Categoric, nu? Dacă cred că dincolo de aspectul politic aici intervine birocrația, dar da. Mihaela este obișnuită cu ea și cred că se va descurca și de data aceasta. Pare rău că rămâne singură cu aceste situații, dar nu știu, ea va ști clar unde nu e chiar singură, pentru că o putem ajuta și noi și mai sunt destui. La final v-aș ruga ca fiecare dintre dumneavoastră să adresați un mesaj celor care ne privesc. Yes, today in message in direct from Manson Cook Cake now. Mensen worden allemaal op dezelfde manier geboren. Ja. En als je daar eten in duwt, doen ze daar allemaal hetzelfde mee. En waarom moeten sommige mensen veel... No, you don't stuur een message. What say now from Romanian Cook Cake now at you? Ja, dat is dus dat ik niet begrijp waarom mensen... niet allemaal een goed leven hebben. En ik wil daaraan werken dat iedereen een goed leven heeft. Își dorește ca oamenii de aici, le transmite tot ce e mai bun și își dorește ca oamenii de aici să ajungă să trăiască în condițiile în care trăiesc oamenii din vestul Europei. Și va face tot efortul pe care îl are să-i ajute să trăiască așa. Pentru că dacă suntem născuți în țări diferite, suntem la fel oameni și că avem nevoie de aceleași condiții. Vă rog, este rândul doamnei Marlene. Da. What say hey when the Romanian Manson who cake now on the television at you? Stuur een mesaj, Berit. Een boodschap voor de mensen, dus. Ja. Ze moeten blijven dromen. Ze moeten blijven dromen in een betere toekomst. Să continue să creadă într-un viitor mult mai bun. Ze moeten durven betere dingen verwachten. Ze mogen niet zo zich neerzetten bij
hun toestand nu en ze moeten... Să se mobilizeze, să nu gândească că aici se oprește totul, să vor să schimbe viața și să încearcă să facă orice pentru asta. Da, oameni giurgiuveni, noi vă iubesc. Vă iubim. Impresionant. Este și rândul dumneavoastră, doamna Șober. Ce să vă spun, eu știu exact situația de aici, pentru că aici am trăit și eu fac multă reclamă pentru România. Eu iubesc românii, pentru că sunt și eu româncă și știu în ce condiții trăiesc. Și atunci eu îi mobilizez mai tare pe dumnealor să ajutăm România. În special județul Giurgiu, pentru că aici este fundația. Mihaela, cu tine o să ne vedem mai des, dar nu o să facem abstracție de faptul că ești încă aici, ca să glumesc. Încheie tu, te rog, cu mesajul tău. Eu îmi doresc foarte tare să lăsăm orgoliile, să lăsăm, știu și eu, tot felul de gânduri rele și să fim uniți. Vreau să fim, să demonstrăm că se poate și să fim cât mai buni. Să fim alături unii de alții. Îmi doresc foarte mult. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc mult succes. Vă mai așteptăm la TV Giurgiu și cu alte ocazii, poate nu neapărat în astfel de condiții, doar așa ca prieteni și ca oaspeți. Oricând, cu plăcere. We say thank you from Bezuc. Anything come here. Or from Bezuc, not just from help. Încheiem aici, doamnelor și domnilor, acest Breaking News, această ediție specială. Ne bucurăm că i-am avut pe oaspeții noștri și îi așteptăm, așa cum spuneam. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu TV Giurgiu.